Bună ziua, dragi prieteni și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Tane Înțelepciunii. Așa cum ne-au obișnuit, în fiecare miercuri ne întâlnim aici, pe postul sufletului tău, 6TV, să discutăm despre vibrația săptămânii, vibrația lunii, din punct de vedere a metafizicii chineze, dar și despre alte subiecte pe care le semnalați dumneavoastră ca fiind importante sau ca și când ați dori mai multe informații, mai multe detalii despre anumite o obiecte, părți uh, interesante din dezvoltarea dumneavoastră personală. Astăzi, la cerința dumneavoastră din și din cauza că uh, două săptămâni am avut acele emisiuni despre ceacre și am cam lăsat uh, acele pre... noțiuni care țin de vibrația săptămânii, foarte mulți dintre dumneavoastră au cerut să re vă, să vă dăm aceste informații din nou. Cu altă cuvinte, începem cu ziua de joi. 7 iulie 2016, o zi care are vibrația tigrului de metal yang. Fiind zi de tigru, automat mai maimuța nu este atât de bine uh, reprezentată, pentru că se află în opoziție. Și atunci, poate să apară mici probleme, mai ales pe partea de comunicare, lucru pe care o caracterizează, din păcate, în această lună lui iulie. De asemenea, nici persoanele care au 73, respectiv 49 de ani, nu sunt atât de bine aspectate de către această zi. Calu, ca câinele și mistrețul, fiind prieteni sau aliați crezi, o duc ceva mai bine și planurile lor pot fi mai bine văzute dacă ar fi avut vibrații mai joase. Elementul de bunăstare este atribuit nativului foc, adică acele persoane care s-au născut într-o într zi de foc. Elementul de creație nativilor pământ, elementul de putere nativilor lemn, elementul de resurse nativilor apă și elementul de prietenii sau competitivitate nativilor metal. Este o stea destul de Periculoasă, am putea spune. Din cauza că avem steaua cu numărul 7, care este steaua accidentelor și steaua problemelor uh, care apar din punct de vedere al uh, Oamenilor care interacționăm, care s-ar să ne trădeze, care pot să ne determine să nu avem uh, încredere în ei și, dacă le spunem anumite lucruri din viața noastră, din contră, să creeze mai multe probleme uh, luându-ne ideile sau pârându ne la șeful, șefa sau alte persoane importante din viața noastră. Din punct de vedere al activităților economice, avem feng shui care este reprezentat la nivel mediu, uh, tot ce ține de afaceri dar și negocieri de contracte foarte bine reprezentate, iar mutările, călătorile și renovările, mai bine nu le începem astăzi sau nu le planificăm astăzi. Ore foarte bune din zi nu avem, așa că ne vom baza pe orele prietenilor sau aliaților noștri secreți. Din punct de vedere al zodilor, șobolanul trebuie să fie foarte atent la cum vorbește, cu cine vorbește și de ce vorbește, deoarece se pot înrăutăți anumite relații de prietenie sau de ce nu și conjugale, pe tema supărărilor, frustrărilor sale care va încerca să le, pe care va încerca să le expună lumii din împrejurimea lui. Nativul Bivol are parte de o zi foarte bună din cauza că este caracterizat de elementul victoriei și mai ales că are o lună în care se gândește foarte mult la planurile de viitor, poate să pună la cale niște proiecte, de exemplu, astăzi, sau să aibă cunoștințe noi, să întreprindă noi relații de prietenie, dar mai ales din punct de vedere al muncii, asta este o zi încrunată de succes. La fel și nativul tigru primește foarte multă energie, foarte multă forță și atunci poate să-și ducă la bun, la bun sfârșit orice fel de plan pe care el și l-a propus. Este o zi foarte bună să se ducă la șeful său, eventual să negocieze contractul sau măcar să-i sugereze faptul că lucrează destul de mult timp, destul de bine și dacă nu, ar trebui și să primească o mărire de salariu în viitor. Nu în secunda asta. Pentru că steaua care vă caracterizează luna aceasta este steaua cu numărul nou, steaua multiplicării și a planului de viitor. Lucrurile care se spun la cale acum, în această lună, se vor întâmpla ceva mai încolo, dar vă aduc bunăstare. Nativul iepuri ar trebui să fie foarte atent, deoarece luna aceasta este totuși o lună destul de bună o luna dragostei, armoniei. Însă ziua de joi nu este una atât de bună din punct de vedere al relațiilor pe care le are în legătură cu deciziile pe care trebuie să le ia. De această cauză, mare, mare atenție, nu cheltuiți bani, nu luați decizii importante și vedeți și partenerul de viață ce are de spus. Mai băgați în seamă, literalmente, nu vă îngropați numai și numai în muncă. Nu, este, nu vă neglijați partenerii, deoarece aceștia vă pot face o surpriză neplăcută din punct de vedere al dragonului. Deși luna nu este extraordinară, pentru că aveți steaua cu numărul 5 deasupra dumneavoastră, ziua deja este totuși una destul de bună, din cauza că steaua cu numărul 6 vine deasupra dumneavoastră și vă ajută. O stea care va caracteriza întreaga luna iulie pe de altă parte și va da dat energia necesară pentru a trece peste micile obstacole care au mai apărut din când în când. De asemenea, este totuși o lună care vă va ajuta din anumite puncte de vedere și să consolideze o anumită încredere în forțele proprii. Pe de altă parte, în ziua de joi cereți ajutorul oamenilor din jurul dumneavoastră și aceștia vi -o, vi -o, o să vi -o acorde cu cea mai mare plăcere. Nativul șarpe. La fel este acum numărul 5, luna este deasupra dumneavoastră care vă va da o lună destul de interesantă, din păcate, cu niște ghilimele destul de mari. Fiind totuși steaua cu să aveți parte de noroc în această zi și la fel prietenii superiori sau mentorii vă vor ajuta să treceți peste majoritatea obstacolor. Nu luați decizii importante întreaga lună, nu vă aventurați, nu faceți uh, lucruri nesăbuite pentru că o să aveți foarte mult de pierdut și la fel ca și dragonul, trebuie să căutați uh, prezența aliaților și prietenilor dumneavoastră. Cu alte cuvinte, maimuța, cocoșul sau bivolul. Pentru nativul dragon. aveam mai maimuța șobolanu și cocoșul ca și aliat. Trecem mai departe la cal. Calul, din păcate, trebuie să fie foarte atent, deoarece anumite situații de la locul de muncă pot să se distrugă încetul cu încetul, din cauza că el nu a menegeriat cum trebuie anumite părți care țin de comunicare. De asemenea, nici relații cu publicul, relații cu clienții, în funcție de locul unde el lucrează. Mari trebuie să fie atent totuși la sănătate, nu este bine să facă operații sau să aibă grijă de această chestie care ține de uh, sănătate. Mare, mare atenție, trebuie să aveți geavuluri în apropierea dumneavoastră sau aventurinului verde. Dacă nu vreți să mergeți cu o tărtăcuță lângă dumneavoastră, vă folosiți de cristale care vă ajută din punct de vedere al ridicării vibrației. Nativul Y. O zi destul de interesantă din punct de vedere al dragostei, armoniei și a relațiilor cu partenerii sau cu prietenii. Însă, aveți mare grijă de ce întreaga lună vă caracterizează aceste mici probleme care țin de comunicare. Adică, steaua cu numărul 3 este lunar deasupra dumneavoastră, problemele cu legea nu ar trebui să vă aventurați în așa ceva sau să aveți procese pe rol în această lună. De asemenea, mare atenție cum vorbiți sau cât de ușor vă creșteți în interior ego-ul mâniei, deoarece acesta va încerca să iasă de cu cea mai apropiată ocazie și să se manifeste foarte puternic. De această cauză, încercați să vă controlați frustrările, mânia și mai ales orice fel de problemă care ați încercat să o expuneți. Încercați foarte mult să țineți totul sub control și să transformați energia negativă din interior într-una pozitivă. Din păcate, în ziua de joi s-ar putea partenerul să fie cel mai ușor de atacat din cauza că aveți acum cu deasupra dumneavoastră și vă determină să aveți parte de manifestarea frustelor care au legătură cu iubirea. De această cauză, încercați să înțelegeți mai ușor aceste sentimente și nu să săriți la gâtul acestea. Mai multe, la fel ca și... Uh, vecinele oile, trebuie să fie foarte, trebuie să ai o foarte mare atenție atunci când vine vorba de comunicare. Dacă oile sunt totuși mai bine reprezentate, pentru că ele de obicei sunt mai diplomate, mai mulțele de obicei acționează fără să gândească și atunci pot să apară niște probleme atunci când vine vorba de comunicare. <coughs> Din această cauză, mai multe trebuie să știe cum să-ți țină sub control toate aceste emoții. Pe de altă parte, vor reuși acest lucru destul cu mare succes, din cauza că steaua care caracterizează este totuși una de lemn, iar ei sunt energie de metal, e adevărat, destul de puternic, și atunci nu vor avea mari probleme atunci când vine vorba de a se controla față de partener, pentru că este foarte puternic atașat de acesta. În schimb, cei care sunt în jurul ei, prieteni, cunoștințe, mai mult sau mai puțin frecvente, aceștia și-ar putea să-și ia în plin energia mai mulței din această zi. Nativul cocoș are o lună foarte bună pentru că este acum un rol deasupra lor, le dă energie, le dă forță, le dă prosperitate. Ei bine, ziua de joi le dă și mai mult decât atât, le dă promisiuni pentru un viitor și mai bun, pentru următoarele luni. Și atunci, astăzi, Cocoșii poate să-și facă planuri de viitor, poate să încheie contracte sau să înceapă să lucreze la niște proiecte care cât de curând chiar le vor aduce profit. Nativul câine trebuie să fie foarte atent ce face cu banii, cu împrumută bani și ar fi mai bine să nu mai facă acest lucru, pe cei cheltuie și mai ales să nu cadă prada anumitor oferte super, 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 mega, hiper, care le-ar fi dat un câștig de bani, deoarece s-ar putea să nu primească așa ceva, ci din contră să fie păcăliți. De acestea, acum mă rog, vine deasupra lor, însă lunar sunt caracterizați de steaua trădării și accidentelor sau pierderilor materiale. Și cu alte cuvinte, mare, mare atenție! Deși s-ar putea să câștigați o sumă de bani astăzi, s-ar putea să-i pierdeți foarte, foarte ușor și nu neapărat că vi fură cineva, dar o să existe un entuziasm ridicat și atunci o să încercați să cheltuiți te pe te mici chestii minore. Nativul mistreț, la fel, primește energia uh, prosperității în, uh, în această zi, în ziua de joi, și atunci va avea parte de această energie a banilor. Însă, spre dif, uh, deosebire de câine care este caracterizată tot de această energie, mistrețul găsește o resursă foarte importantă și toată această energie negativă care, în mod normal, ar trebui să-i pună piedici, îi dă și mai multă energie pentru a se entuziasma, pentru a munci, pentru a distruge orice fel de barieră care îi se pune în față. De această cauză, el va fi mult mai bine reprezentat luna aceasta decât câinele. Deci, în următoarea zi, ziua de vineri, 8 iulie 2016, este ziua ieprului de metal in fiind zin de iepuri, automat cocoșul nu este atât de bine reprezentat fiind în opoziție. Dar nici persoanele care au vârsta de 72, respectiv 48 de ani. Nativul uh, oaie, și câine, în schimb, sunt prieteni, fiind prieteni sau aliați secreți, sunt mai bine reprezentați și chiar ajutați de către aceste acestei zile. Elementul de bunăstare este atribuit focului. Elementul de creație nativilor pământ, Elementul de putere, nativilor lemn, elementul de resurse nativilor apă, elementul de prietenie, nativilor metal. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 6, reprezentând energia chiar a lunii acestea. Cu alte cuvinte o să primim o doză foarte mare, puternică, de uh, vibrație lunară. Cu a, din punct de vedere a activităților economice, toate sunt bine reprezentate, atât partea de Feng shui, cât și partea de business, de mutări, negocieri, călătorii sau renovări. Orele foarte bune din zi sunt de 9 și 15, respectiv 19 21. O, o singură precizare aș mai avea de zis, că vineri va fi și ultima probă de bacalaureat și din, cauza, din ce cauza sunt poate mai obosit și mai fac mici greșeli, este și din cauza că particip la așa ceva. Uh, din punct de vedere al zodiilor, avem șobolanul care trebuie să fie foarte atent la problemele de sănătate. Orice fel de simptom trebuie tratat imediat și nu lăsat pe o altă zi. Din ce cauza are steaua cu numărul 2 dublată deasupra lui, lucru care pune mult prea multă presiune pe un nativ care are ca și element principal apa. Din această cauză trebuie să fie foarte atent atunci când vine vorba de energia sănătății, un aventurin în apropierea lui, vulul sau elemente care reprezintă metalul. Nativul Bivol va avea tendința de a face foarte multe planuri de viitor, lucruri care îl face să fie mai relaxat sau se simte ceva mai bine. Dacă plănuie să facă o călătorie, este bine să o plănească astăzi, pentru că atât călătoria se află în viitor, dar și uh, energia călătorilor este bine reprezentată. De această cauză, oricine dintre noi, de fapt, care dorește să facă acest lucru, să-și planifice vacanța de vară, poate să o facă în această zi liniștit nativul tigru. La fel primește această energie dublă de foc, însă, din pe lângă uh, față de bivol care primește energia focului și care îi dă resurse și energie, să fac anumite lucruri. Tigrul s-ar putea să se simtă copleșit de această uh, putere foarte mare și această cauză să se piardă un pic, fiind puțin luat prin surprindere și overwhelmed. Uh, Tigrul, în mare parte, trebuie să-și dea seama că are să aibă tot timpul în apropierea lui oricum energia apei, ca să-i dea mai multă forță, mai multă energie într-o lună și într-un alt timp care este reprezentat de foc. Ei bine, tigrul uh, poate să-și pună la cale, poate să pună la care proiecte, poate să se gândească la ce ar trebui, care ar fi următorul pas în evoluția lui socială, de ce nu financiar. Lucru foarte bun de făcut astăzi pentru toți tigrii care, indiferent de an. Nativul iepure, o lună foarte bună și un, o zi foarte bună atunci când vine vorba de dragoste. Mai ales că tot au avut urcușuri și coboruși în acest sector, este o lună și o zi interesantă și mai ales că își poate, poate să găsească pe cineva foarte bun pentru ei. Acest lucru este valabil, în schimb, pentru persoanele singure. Cei care sunteți deja într-o relație s-ar să, vă, uh, să doriți să petreceți mai mult timp cu partenerul dumneavoastră și atunci veți descoperi o nouă valență a dragostei, a iubirii voastre și atunci lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Poate chiar și între weekend-ul n-ar fi ideea era să fugiți chiar de vineri la prânz sau după servici să mergeți într-o mini-vacanță cu partenerul dumneavoastră. Nativul Dragon. Uh, trebuie să fie foarte atent, deoarece va intra în rezonanță foarte ușor atunci când vine vorba cu energia acestei zile, care nu este o energie foarte bună, fiind acel dublu 5 care va pune foarte multe presiune pe ei. În niciun caz nu luați decizii importante, în niciun caz nu semnați acte astăzi, uh, nu cumpărați, nu investiți lucruri în lucruri foarte mari, deoarece ziua nu este deloc bună pentru așa ceva. Nativul șarpe la fel ca și nativul dragon, însă poate ceva mai puternic trebuie să fie atent la această zi. Din ce cauză? Energia de pământ care se creează deasupra lor este mult, mult prea puternică Pământul stingând energia focului. În această cauză trebuie să fie foarte atenți și să nu se avânte, să nu ia decizii importante, lucru care pe ei ar fi, îi va determina să facă niște pași înapoi. Deși vibrația zilei este foarte bună pentru activitățile economice, mai bine șarpele ar sta și ar vedea de treaba lui și nu ar lua lucruri, nu s-ar avânta în lucruri periculoase sau să nu ia decizii importante, după cum am spus. Nativul cal are parte de victorie, are parte de reușite și se simte practic din ce în ce mai bine, deoarece partea rea a cam trecut. Ei bine, acum fie va afla o veste bună, reprezentând poate o vacanță interesantă sau la muncă, dar va avea parte de victorii, odată, toată luna, dar mai ales în ziua de vineri. Este adevărat, ar putea să se simtă copleșit de către această energie nouă, foarte bună pentru el, și să nu știe să gestioneze cum trebuie totul. În această cauză s-ar putea să nu ajungă la anumite deadline-uri și să creeze niște probleme care țin mai mult de ordin interior. Nativul lua mare atenție în ziua de vineri pentru că veți fi foarte, foarte certăreți. Acest lucru, din păcate, vă va și controla și s-ar putea să nu vă găsiți acea pace interioară care este caracteristică nativă. Oaie, și să rezolvați toate aceste probleme într-un mod amiabil, într-un mod diplomat. În această cauză, încercați să fiți foarte concentrați, să, sim să gândiți fiecare cuvânt pe care îl veți spune fineri, ca să nu taie, să nu doară mai rău mai încolo. Nativul maimuță din păcate, nu va gândi atât de mult, se va simți în control, se va simți plin de putere și va încerca să pună la punct anumite persoane. Lucru care nu este deloc indicat, mai ales dacă sunteți într-un rang inferior la muncă sau chiar și de rang superior. Deoarece oricine își găsește nașul într-un moment. Ei bine, mai mulțele s-ar putea să se simtă mult prea puternice și atunci să devină foarte arogante. Lucru care va termina o scădere în aprecierea colegilor dumneavoastră de muncă sau și mai rău să apară probleme cu familia sau cu prietenii. Nativul Cocoș. O zi foarte bună atunci când vine vorba de bunăstare, mai ales pentru că energia de pământ care caracterizează această zi vă ajută și mai mult, vă dă și mai multă energie. O zi în care ar trebui să aveți întâlniri de afaceri sau semnări de contracte pentru a vă finanța proiectele viitoare nativul câine. Mare atenție atunci când vine vorba de prieteni, s-ar putea să vă trădeze astăzi și să vă descoperiți care vă sunt dușmanii ascunși. Din ce cauză zicem acest lucru? Din cauza că aveți acum o șapte dublată deasupra dumneavoastră iar fiind de energie de metal, nativul câine fiind totuși de pământ în bază și atunci metalul distruge pământul. Lucrurile pe care le veți afla astăzi vă vor, uh, vor fi destul de puternice, vor fi destul de dure, dar vă vor vă vor crea, vă vor cizela în varianta noastră cea mai bună. Mistrețul, pe de altă parte, mare atenție la prietenii dumneavoastră, s-ar putea nu tot să fie chiar atât de apropiat pe cât v-ați fi dorit și să vedeți că atunci când aveți nevoie de ei la greu să vă părăsească. Ei bine, acest lucru va termina în schimb să aveți și mai multă energie și mai multă forță și să treceți peste pe absolut orice fel de obstacol. Trecem la ziua de sâmbătă, 9 iulie 2016, ziua dragonului de apă Yang. Fiind zi de dragon, automat câinele nu este atât de bine reprezentat pentru că este în opoziție. Dar nici persoanele care au vârsta de 23, respectiv 71 de ani. Mai mulți așa, șobolanul și cocoșul, fiind prieteni sau aliați secreți, sunt mai bine reprezentați și ajutați decât de vibrația zilei. Elementul de bunăstare este atribuit nativilor pământ, elementul de creație nativilor metal, elementul de putere nativilor foc, elementul de resurse nativilor lemn și elementul de prietenie sau competiție nativilor apă. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 5. Steaua ghinioanelor și a catastrofelor. Și nu, mica ne este mira, nu ne mirăm deloc atunci când vedem că și din punct de vedere al activităților economice, toate sunt reprezentate la nivel negativ. Ei bine, astăzi este o zi în care nu ar trebui să facem mișcări importante în viața noastră, atunci când vine vorba de feng shui, afaceri, mutări, negocieri, renovări sau călătorii. Orele foarte bune din zi sunt între între 3 și 5 dimineața, respectiv 9-13 la prânz și 17-19 după amiaza. Din punct de vedere al zodiilor, avem un șobolan care se simte mai în forță, pentru că vine să doar victorie deasupra lui și aduce energia apei de care el are atât de multă nevoie. S-ar putea să treacă peste problemele mai dificile din viața lui și atunci va putea să chiar întreprindă anumite activități care să-i producă plăcere sau chiar și relaxare. Nativul Bivol va avea parte de bunăstare și bunăstare nu numai materială, dar și interioară, având în vedere că vine stau acum oră 8 sau planifică, se va gândi astăzi ce ar trebui să facă pentru viitorul lui ca să fie bine. Repet, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere uh, interior, sentimental, lucrurile care țin de domeniul personal, nu cel public, am putea spune, sau social. Nativul Tigru va avea parte de foarte multă energie atunci când vine vorba de a face bani, de asemenea, deși activitățile nu sunt atât de bune pentru a face bani în secunda asta, la fel trebuie să-și facă planuri de viitor, să se gândească la proiecte care să aducă cât mai mare profit, să facă o ședință de brainstorming cu familia sau cu prietenii, cu oamenii de la muncă și atunci vor găsi care este varianta cea mai bună pentru a atrage cât mai multe resurse financiare. Nativul cocoș, mare, nativul iepure, mă scuzați, mare atenție atunci când vine vorba de comunicare și mai ales cu cei din jurul dumneavoastră, prieteni, iubiți, iubite, deoarece lucrurile se pot degenera destul de rapid și vă pot crea destul de multe probleme atunci când vine vorba de cum reacționați dumneavoastră la factorii externi. Pentru că stau cum numărul rog, 3 vine deasupra dumneavoastră și vă caracterizează cu acel simptom de certăreț notoriu Lucru care nu este deloc bun atunci când vine vorba de relațiile interumane. De această cauză mare, mare atenție atunci când vine vorba de a comunica cu cineva și mai ales dacă apar discuții despre ceva personal, viața dumneavoastră, viața altcuiva și trebuie să vă exprimați opinia, încercați să o faceți fără să supărați pe cineva sau să, din, din păcate, să tăiați o legătură de prietenie foarte, foarte bună. Lucru care este destul de posibil. Nativul Dragon are parte de ceva mai multă iubire astăzi, de acestea cu numărul 4 vine și parcă mai cizelează lucrurile, mai îi la lină pe săra cu Dragon și prin intermediul partenerului lor, partenerului Dragonului, fie că este vorba de un partener stabil, soț sau soție, sau parteneri iubit iubită, prieteni, parteneri de muncă, orice. Împreună cu cineva poți să treacă peste absolut orice, mai ales în această zi și ar trebui să ceară sfatul cuiva atunci când vine vorba de rezolvarea tuturor problemelor. Din această cauză nici nu vor avea atât de mari bătăi de cap astăzi, o zi foarte bună de sâmbătă în care este mai bine să relaxeze. Nativul șarpe, la fel, are parte de energia cu stele numărul 4, adică steaua dragostei și armoniei. Pe de altă parte, față de dragon, care se va simți poate un pic controlat de această forță, nativul șarpe, din contră, va extrage foarte multă energie din această relație, din această legătură cu persoanele din apropierea lor și îi va da destul de mult forță pentru a trece peste orice fel de obstacol întreaga lună. Din această cauză este bine fie să fie alături de prieteni, fie să se distreze, împreună cu cineva foarte apropiat, pentru că le va da foarte, foarte multă energie, foarte, foarte multă forță. Nativul cal are parte de o zi foarte bună, mai ales când vine vorba de a-și face planuri de viitor, mai ales când vine vorba de muncă, de afaceri, de planul social. Va avea parte de fie de vești bune în acest sens sau el își poate planifica care va fi următoarea mișcare din punct de vedere al muncii, al domeniului în care lucrează. Nativul are mare atenție la sănătate sau la cercurile care s-ar putea să apară în această zi, să nu degenereze în ceva mai grav, încercați să vă temperați, încercați să țineți totul sub control și dacă doriți acest lucru, puteți să vă îmbrăcați în ceva de culoare alb, de culoare albă sau gri, sau cu diferite elemente de metal să aveți asupra dumneavoastră pentru a vă tempera cât mai mult. Nativul maimuță, din păcate, va este caracterizat de același lucru, însă față de voie, el va primi mai multă energie și va reuși să treacă peste absolut orice fel de obstacol. Oaia se poate pierde în anumite situații, văzând că nu rezolvă nimica cu vorbele dulci, cu diplomația și atunci se va enerva și efectiv arde toate sau distruge toate pudurile. Maimuța, pe de altă parte, Deși face exact același lucru, poate cu mai multă forță sau mult mai rapid, reușește într-un fel să cadă în picioare și să-și păsteze de fapt doar prietenii foarte apropiați în care poate să aibă foarte multă încredere. O zi destul de dificilă pentru aceste două zodi. Nativul Cocoș, mare atenție la în cine aveți încredere atunci când vine vorba de bani. Din ce cauză spunem acest lucru? Pot apărea probleme atunci când vine vorba de încredințarul unei sume de bani, de împrumuturi ale făcute prietenilor și poate ați fi dorit să îi recuperați, nu o să faceți acest lucru în a următoarea perioadă, pentru că nu este un moment favorabil și mai ales acum când ziua este caracterizată de steaua trădării. Deci ca să nu împrumutați bani sau să nu discutați despre bani cu prietenii dumneavoastră, deoarece pot să apară certuri destul de mari. Nativul câine are parte de o zi ceva mai bună, pentru că Vine facă numărul 6 deasupra lui, însă, uh, cu foarte multe pierderi atunci când vine vorba de energie personală, se simte destul de jos și la, uh, se simte la pământ din punct de vedere energetic, lucru pe care determină de fapt să-și găsească noi resurse, mo noi modalități te atrage a un anumit timp de energie. Folosiți-vă energia focului pentru a avea parte de resurse, fiind un element de pământ în bază ca și. Zodie. Nativul misteti primește ajutorul unui prieten, unui mentor, și poate să treacă peste anumite praguri destul de mari în calea lor. Vine, este foarte important însă să nu uite să și ceară ajutorul cuiva, nu doar să aștepte acest lucru. Deci este acum 6, este steaua prietenilor și cu aceasta cerem, o să cerem o scurtă pauză publicitară pentru a discuta apoi despre duminică, luni, marți și miercuri. Revenim imediat după pauza publicitară. Și am revenit pe această scurtă pauză publicitară ca să continuăm cu vibrația săptămânii pentru zilele de duminică, luni, marți și miercuri. Uh, intrăm direct în ele pentru că sunt destul de multe informații și un timp destul de limitat. Ziua de duminică, 10 iulie 2016, este caracterizată de energia șarpelui de apă în ființii de șarpe. Automat, mistresul nu este atât de bine reprezentat, fiind în opoziție. Și ar trebui să aibă foarte mare atenție, mai ales atunci când vine vorba de prieteni și cunoștințe care s-ar putea să le facă o anumită surpriză, între ghilimele. Să afle că cineva fie uh, i-a trădat, fie că le-a luat ceva din reputații din lume sau că îi bârfește foarte, foarte mult și atunci va descoperi și cine este. Nici persoana care au vârsta de 22, respectiv 70 de ani, nu sunt atât de bine reprezentate. Din această cauză trebuie să fie foarte atente în această zi. Cocoșul, bivolu și mai mulți, fiind prieteni sau secreți, sunt mai bine reprezentați și chiar ajutați de către energia zilei. Din această cauză pot să-și îndeplinească mai multe proiecte decât și-ar fi dorit. Uh, și se vor mira de acest lucru. Energia bunăstării se atribuită nativului pământ, adică acele persoane care sunt născute într-o zi de pământ. Energia creației este atribuită nativilor metale, energia de putere, nativilor foc, energia de resurse, nativilor lemn, iar energia de prietenie sau competiție, nativilor apă. Steaua care vine este steaua cu numărul 4, o stea foarte bună din punct de vedere feng shui, dar ce reprezintă dragostea și armonia. Cu alte cuvinte, s-ar putea să găsim, indiferent de zodie, acea persoană dragă nouă care să ne ajute în problemele noastre mai dificile și personale. De asemenea, o zi foarte bună de a petrece cu prietenii dumneavoastră, de ieșit undeva eventual din punct de vedere al Activităților economice, a, toate sunt la fel destul de prost reprezentate, în afară de călătorii. Cu alte cuvinte, putem să călătorim, putem să planificăm acest lucru cu persoanele noastre dragi. Important e doar să nu plecăm singuri sau să nu facem asta de unul singur. Ei bine, a, din punct de vedere al orelor foarte bune, avem între 7 și 13 și 15 și 17 perioadele cele mai bune din zi. Din punct de vedere al zodilor, avem un șobolan care Uh, s-ar putea să nu aibă atât de multe variante, pentru că nu se va simți extraordinar de bine, s-ar putea să afle fie că el, fie că cineva din apropierea lor are o anumită problemă de sănătate sau el să nu se simte destul de bine și să este foarte important să nu mai amâne orice fel de simptom să fie ca pentru a fi tratat. Uh, nu este de glumă, din păcate, la șobolani. Luna aceasta este o zi destul de dificilă pentru ei fiind și o nanotimp de foc, ei reprezentând apa, vine energia pământului care ține de boală la fel, o lună destul de stresantă și o zi de duminică destul de stresantă. Nativul B vor trebuie să fie foarte atent la prietenii lui și să nu le împărtășească planurile lor de viitor. Este foarte important acest lucru, deoarece este o lună foarte bună pentru ei, însă problemele vin din într-un spațiu sau din partea apropie, prietenilor foarte apropiați. Și această cauză nu trebuie să le expună planurile, ideile inovative pentru viitor acestora, pentru a nu avea de pierdut mai încolo. Nativii tigru trebuie să fie foarte atenți pentru că, deși au o lună foarte bună, la fel stau cu numărul 7, vine deasupra lor și ei, din păcate, la fel ca și bivolii, vor avea de pe această temă. Este adevărat, fiind zi de duminică, zi de șarpe, bivol este mult mai ușor ajutat de către acest nativ, pe când tigru se cam simte singur și poate fi controlat, poate va trebui să fie ia niște decizii care nu și-ar fi dorit în mod normal, din cauza că anumiți prieteni sau anumite persoane uh, îi spun anumite, îi dau anumite idei, anumite uh, valori care nu îi sunt atât de bune. De această cauză, tigru trebuie să se detașeze de absolut oricine în această zi, dacă trebuie să ia vreo decizie importantă și să o facă din perspectiva sa și din ceea ce dorește el, nu după părerea lui X sau lui Y. Nativul e părinte să fie atent la sănătate, pentru că vine steaua cu numărul 2 deasupra lor. Însă nu este un lucru foarte grav, probabil va fi mai mult o astenie, o oboseală, lucru care se poate rezolva foarte ușor, dormind și relaxându-vă. Nativul dragon va avea tendința de a se certa cu foarte multă lume și de a și de a -și expune în mod public toate frustrările, lucru care nu este foarte bun și care poate să dăuneze foarte mult pe viitor. Nativul Șarpe, se simte uh, presat foarte mult de către cei din jur, se simte <coughs> constrâns de anumite împrejurări și în această cauză va încerca să reacționeze. Însă este foarte important să reacționeze într-un mod normal și nu prin accese de furie. În această cauză este o zi foarte bună în care el trebuie să învețe ce înseamnă aia calmul diplomația și lucrurile care țin de aceste sfere. Nativul cal O zi foarte bună pentru aceștia, dar acestea, acum, mă rog, deasupra lor și le oferă și mai multe șanse de a face un ban în plus, de a obține profit, de a câștiga ceva mai bine. Lucrul care este o zi foarte bună, din determină să aibă foarte bună, fie că nu vor câștiga efectiv la lot în această zi, însă, se vor putea relaxa și poate să-și reîncarce bateriile alături de cei dragi. Nativul o oaie are parte de o zi ceva mai bună deoarece poate să se simte în stare să facă foarte multe lucruri ca și când ar fi o persoană cu foarte multă energie. Este adevărat, din această cauză, s-ar putea să fie și un pic mai irascibil, pentru că vine aceasta cu numărul 3 aici, ah, mai am multă energie, bă, hai să o consumăm în sensul ăsta în această cauză este foarte bine să se calmeze, tot timpul să fie foarte conștient de ceea ce este în interiorul său și să acționeze în conformitate cu crezul personal, cu acele aspecte de moralitate. Nu trebuie să se împacenteze, nu trebuie să fie, să se manifeste frustrările și tot timpul trebuie să învețe cum să respire. Se enervează pe ceva? respirăm încet până la 10 și trecem mai departe. Este, în schimb, o zi foarte bună care îți dă foarte multă energie. Este important, în schimb, cum va controla această energie și în ce o va investi. <coughs> Nativul mai maimuță la fel se simte și mai puternică, pentru că ea are oricum foarte multă energie și atunci s-ar putea să descopere că, să descopere că va, face, va lua niște decizii care sunt mai mult cam se va, se, va, cam autosabota în anumite situații. Lucru care nu este deloc bun pentru ele și atunci pot să apară probleme atunci când vine vorba de relațiile sale cu prietenii oamenii din împrejurim. Lucru care se poate controla, Uh, foarte ușor cu energia uh, focului în special sau ea să con se concentreze, să descopere această energie a focului din interior pentru că este o lună oricum foarte bună din punct de vedere al acestui element. Este un an foarte bun din punct de vedere acestui element. Trebuie doar să caute în interior această energie și să purifice orice fel de gând negativ care ar fi putut să apară în interiorul său. Nativul Cocoș are parte de noroc la bani, cum are toată luna, luna, însă acum acest noroc va veni din exterior, din partea cuiva care îi va da o idee nouă sau îi va oferi un sfat, o va îndrepta către o zonă mai bună. Cu câteva zile înainte trebuia să facă planuri, să vadă cam ce ar trebui să facă pentru a trage bunăstarea ei bine, Astăzi, duminică, ar trebui să primească o veste, un sfat de la cineva care îi va ajuta îi, foarte clar să facă acești pași. <coughs> Nativul câine are parte de o zi mai puțin bună din punct de vedere al astrelor, din cauza că steaua cu numărul 5 vine deasupra lor. Și după toată bătaia asta energetică prin care trece câinele, va mai primi încă o palmă din partea acestea. Este adevărat, nu este una foarte mare, nu este una foarte gravă, deoarece stelele intră într-un fel de coliziune între ele, steaua de metal distrugând într-un final steaua de pământ. Însă, trebuie să fie foarte atenția astăzi, deoarece energiile sunt la o vibrație mult prea înaltă și pot să apară probleme atunci când vine vorba de cum reacționează dumneavoastră la anumite probleme din viața personală, lucru care nu este deloc bine. Uh, nativul și uh, trebuie să fie foarte atenți atunci când vine vorba de anumite decizii pe care le face, de ce trebuie să... Uh, care sunt obiectivele principale din viața lor, pentru că acestea vor fi puse la încercare de către energia zilei. De asemenea, steaua cu numărul 5 poate să creeze destul de mari probleme și mare atenție la prietenii dumneavoastră. Din nou, luna aceasta... Tot timpul probabil că o să vă simțiți nu neapărat rădat, dar hăituită, o să nu aveți încredere în anumite persoane. Încercați să mențineți un echilibru și să nu credeți că tot ceea ce este rău este așa. Poate foarte multe lucruri sunt efectiv numai în capul nostru. Eu și eu, ca și nativ șarpe, am trecut printr-o astfel de lună. De asemenea, cunoștințele pe care le faceți luna aceasta s-ar putea să nu fie de foarte mare folos și să nu fie pentru o perioadă mult prea îndelungată. Trecem la ziua de luni, 11 iulie 2016, ziua calului de lemn Yang. Fiind zi de cal, automat șobolanul nu este atât de bine reprezentat pentru că este în opoziție. Dar nici persoanele care au vârsta de 69, respectiv 45 de ani. Câinele, tigru și oaia sunt mai bine aspectați din cauza că sunt prieteni sau aliați ai vibrației. Bunăstarea este atribuită nativului metal, elementul de creație nativului apă, elementul de putere nativului pământ, elementul de resurse nativului foc și elementul de prietenie nativilor lemn. Steaua care vine în centru cazului, din păcate, este steaua numărul 3, steaua certelor și a problemelor legale. Deci nu este bine să avem pe rol procese astăzi. Din punct de vedere activităților economice, tot ce ține de business, afaceri, mutări sau negocieri, foarte bine reprezentate. Din punct de vedere al călătorilor, renovărilor sau feng nu atât de bine. Mai bine evităm aceste zone. Orele foarte bune din zi sunt între 3 și 5 dimineața, respectiv 7, 11 și 13, 15 la prânz. Din punct de vedere al zodilor, șobolanul este mai bine aspectat astăzi, reușind să facă bani destul de mulți dacă reușește să tracă peste anumite situații care țin de probleme interioare. Nativul bivol are parte de ajutorul anumitor prieteni de a trece peste obstacole, nativul tigru este ajutat de către un mentor să-și facă planurile mult mai bine și chiar îi se vor da sfaturi prețioase dacă acesta va asculta și va trece peste o mândrie care îl caracterizează în ultima perioadă. Nativul Iepur are parte de noroc, mai ales atunci când vine vorba de relații interumane. Este din nou plăcut și acest lucru îi va determina să aibă parte de foarte mult noroc, mai ales la locul de muncă. Nativul Dragon are parte de probleme de sănătate și o mare, mare atenție la supărări, la inimfrânte, la tot ce ține de probleme care nu sunt fizice. Acestea se pot manifesta mult mai puternic astăzi din această cauză. Această combinație de 2 cu 5 nu este deloc bună. Încercați să stați îmbrăcați în alb sau elemente de metal sau lucruri de genul, pentru că este o zi destul de periculoasă. Nativul Șarpe. Uh, are parte de aceeași energie, uh, mai puțin bună, din cauza că are steaua cu numărul 5 lunar, steaua cu numărul 2 anual, uh, zilnică și atunci pot apărea probleme de sănătate la fel ca la uh, dragon. Însă, el se va simți mai sufocat, mai prins, mai... Uh, parcă într-o situație în care nu poate să iasă. De această cauză, energia metalului va sări în ajutor și îl va ajuta de fiecare dată, cu foarte multă forță. Nativul cal. Are, trebuie, să fie foarte, mar, să aibă foarte mare, să atenție ce succesul lui în carieră poate să aibă parte de un obstacol astăzi atunci când vine vorba de oameni care lucrează, prieteni care se pună niște piedici destul de mari sau se taie efectiv craca de sub picioare. Lucru loc plăcut, însă foarte posibil astăzi. Nativul UAE are parte de o zi destul de interesantă în care, din păcate, irașibilitatea este destul de puternică, deoarece acestea acum numărul va amplifica această energie, este adevărat, încearcă să o țină sub control și va reuși acest lucru, însă destul, destul de greu. Mai ales, marele ei noroc este că este zi de cal și care o ajută foarte mult pe acest nativ. Însă, elementul mai din contră, va fi în plină furie. Lucru care uh, poate să distrugă niște relații destul de puternice cu prietenii, familia, prietenul, prietena, iubitul, iubita, soția, soțul, soțul și așa mai departe. Din această cauză, mai multe trebuie să fie foarte atente luni cum reacționează la absolut orice. Din această cauză, mare, mare atenție în ziua de luni, puneți semne de exclamare în calendar, nu știu ce faceți, dar trebuie să fiți foarte, foarte, foarte diplomați și să vă calmați foarte repede. Nativul Cocoș, nu trebuie să facă investiții astăzi foarte mari, să nu împrumute bani, să nu lucreze cu banii absolut deloc, din cauza că nu va avea parte de ei după aia. Din deci, ce cauza asta cu numărul 5, a ghinioanele și a catastrofelor, vine deasupra lor. De această cauză trebuie să fie foarte, foarte atenți, foarte cu fumare și cu foarte multe semne de exclamare roșii în jurul lui. Uh, după cum spuneam, nu faceți investiții, nu aduceți vorba de bani, nu luați bani, nu dați bani. Nativul care are parte, deci o zi ceva mai bună, pentru că vine este acum numărul 4, care aduce armonie în casă, uh, în casa lor, lucru care, de care ar cam avea nevoie. Mare atenție, în schimb, nu vă spuneți iubitul, iubita. Uh, dacă este mai ales într-o relație nouă, prietenilor, astăzi pentru că s-ar putea cineva să îndrăgostească de el și să vă fură. De această cauză, mare atenție atunci când vine vorba de prietenii dumneavoastră, însă este o zi foarte bună dacă aveți pe cineva, este o zi în care puteți să vă relaxați sau să cereți sfatul acestui partener. Nativul mistreț se va simți un pic lipsit de energie, dar nu cu foarte mult, Uh, poate mici supărări, enervări pe partenerul său de a face de viață, dar lucrurile își vor reveni destul de repede, nu este o zi care să fie foarte stresantă, însă își va găsi uh, din cauza că își va găsi resurse necesare pentru a transforma și a schimba orice fel de energie negativă. Ziua de marți este ziua de 12 iulie 2016, este ziua de oaie de lemn in fiind zi de oaie, automat bivolul nu este atât de bine aspectat, fiind în opoziție. De asemenea, nici persoanele care au vârsta de 68, respectiv 44 de ani. Fiind zi de oaie, în ziua de marți, automat mistrețul, iepurile și calul sunt mai bine reprezentați. Bunăstare este atribuit în continuare nativului metal, elementul de creație nativului apă, elementul de putere nativului pământ, elementul de resurse nativului foc și elementul de prietenie nativului lemn. Steaua care vine în centru casei, din păcate, este steaua cu numărul 2. Însă, nu ar trebui să ne așteptăm la probleme mult prea mari atunci când vine vorba de sănătate, pentru că este ținută sub control de către steaua cu numărul 6. Însă, nu ne culcăm pe ureche, pentru că pot să apară probleme când, te miri, când te aștepți mai puțin din punct de vedere al activităților economice, vedem că tot ce ține de business și călătorii sunt foarte bine aspectate, feng shui mutările și negocierile la nivel mediu, iar renovările nu ne de ele. Orele foarte bune din zi sunt de 7 și 9 dimineața, respectiv 11 și 17 la prânz. Din punct de vedere al zodilor, vedem că șobolanul trebuie să fie foarte atent la prietenii lui, pe, și mai ales la cum merge cu mașina, cum merge pe stradă, ce pot să apară un accident în această zi. Nativul Bivol trebuie să fie foarte atent astăzi, să nu desclamare la el și la tigru, pentru că nu este bine să ia decizii importante, să-și facă planuri, să investească în ceva, stă pur și simplu acasă și face nimic. O zi foarte bună de relaxare, atât pentru tigru, și cât și pentru bivol, pentru că energia care este astăzi este steaua cu numărul 5, care dublează steaua anuală. Plus steaua multiplicării lunară, nu vedeți că nu este un lucru foarte bun. Uh, tigru va încerca să controleze întreaga situație, să se impună în fața anumitor probleme, însă nu va avea destulă forță, fiind o lună și un an de foc. Uh, sunt un timp de foc până la urmă, mai reprezentând lemnul. În această cauză, mare atenție, astăzi atât am în două zonile, nu luați decizii importante. Nativul e pe de altă parte, va avea parte de foarte mult noroc atunci când vine vorba de relațiile între umane. Fie că e vorba de dragoste, fie că e vorba de prietenie, fie că e vorba de relația cu șeful sau cu colegii de muncă. Aceasta se va îmbunătăți astăzi. Nativul Dragon, după o perioadă destul de lungă, s-ar putea astăzi să reușească să-și rezolve anumite probleme care țin de financiar sau la locul de muncă. Deși este, vor mai apărea obstacole astăzi și lucruri se va afla sau că vor reuși ceva, vor reuși de avea spre seară, lucrurile se, ar trebui să se îndrepte din ce în ce mai mult începând cu această zi pentru următoarele câteva. Nativul șarpe, se simte ceva mai bine, primește mai multă energie, are din ce în ce mai mult spor atunci când vine vorba de partea de bunăstare, însă nu trebuie să culce pe ureche, trebuie să muncească din ce în ce mai mult și să evite cât mai mult conflictele. Nativul cal este ajutat de către un mentor, de către un, de către un prieten sau chiar de către șeful lui să treacă peste anumite obstacole sau chiar să primească o creștere salarială. De ce nu? Eventual mai multe responsabilități, eventual cu ceva mai mulți bani. Nativul Wayne va avea parte de o zi foarte bună, cu un mic amendament să nu aducă vorba de bani. Să nu se... De ce vor putea să apară certuri pe această temă? Nu cere bani, nu dă bani, nu întreabă șeful de ce primește atât de puțin la salariu. Efectiv, calmați-vă, așteptați uh, o altă lună, o altă zi pentru a face acest lucru. De asemenea, cu oamenii care le-ați împrumutat sau le ați ajutat cu o sumă de bani, încercați să nu comunicați astăzi, deoarece s-ar putea să Săriți la gâtul lor. Nativul mai mult să va avea parte de suficientă energie ca să facă bani, astăzi să pună la cale niște metode sau niște planuri pentru a face cât mai ușor profit nativul cocoș. M-au foarte bun atunci când vine vorba de comunicare, de a lucra cu oamenii, de a face proiecte împreună cu încă cineva și de a face bani împreună cu încă cineva. Pentru că este vorba de ziua de, cu cifra 4 de armonie și de cuplu. De această cauză persoanele care sunt într-un cuplu și lucesc împreună sunt cel mai bine aspectate. De asemenea cei care doresc să se facă un parteneriat cu cineva și sunt născuți în lună de cocoș. Pot, în an de cocoș pot să fac acest lucru lejer. Nativul câine are parte de ceva mai mult de probleme atunci când vine vorba de comunicare. Din cauza că steaua cu numărul 3 vine deasupra lui și el determină să nu fie atât de sigur atunci când vine vorba de trăirile sale interioare și chiar să se manifeste într-un mod neplăcut. Foarte important să se utilizeze de energia focului deci elemente de culoare roșie, pentru a le ține sub control și va avea parte și de mai multă forță. Nativul mistreț ar putea să fie foarte cedreț astăzi și va pierde foarte multă energie dacă dă curs acestor furii din interior. Lucru care nu este deloc bun, principalii oameni care sunt afectați sunt prietenii și oamenii foarte apropiați din jurul lor. De această cauză, cei care știți, m-ați trimis, m încercat să nu stați în câmpul lor vizual, deoarece s-ar putea să-și aducă aminte din trecut, lucruri pe care le-ați mai făcut, prost, și atunci vor încerca să râcă un pic și dacă vreau să cedați, poate să ducă să degenereze în ceva mai grav. Pe ultimele de discutăm foarte, foarte rapid și de ultima zi, ziua de miercuri 13 iulie 2016. Este ziua mai multe de foc, Yang. Avem energia anului în care suntem noi acum. Fiind zi de mai mulți automatic nu este bine uh, reprezentat pentru că este pe opoziție. De asemenea, nici persoanele de 67, respectiv 55 de ani. Șobolanul, dragonul și șarpele sunt mai bine reprezentați pentru că sunt prieteni sau aliați secreți ai mai mulțumim. Elementul de bunăstare s-a atribuit apei, elementul de creație nativului lemn, elementul de putere nativului metal, elementul de resurse nativului pământ și elementul de prietenie nativului foc. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 1, steaua victoriei și ajutorului, mai ales din partea prietenilor și a mentorilor și a șefilor eventual, nu pe meritul nostru. Efectiv, suntem bine văzuți de către ceilalți și ajutați în conformitate. Din punct de vedere activităților economice, din păcate, suntem destul de prost, niciuna ne fiind bine caracterizată sau reprezentată. Orele foarte bune din zi sunt, de, sunt între 9 și 15, respectiv 19 21 și este bine să ne concentrăm în principal activități în perioada aceasta. Din punct de vedere al zodilor, avem șobolanul care primește ajutorul mentorilor și a prietenilor și îl, determină să treacă peste anumite obstacole, mai ales să rezolve anumite probleme de sănătate care, pe care l-a cam uitat sau care l-a cam amânat. Nativul bivol este caracterizat și tigru este car sunt caracterizați de energia stelei cu numărul 4, deci vor încerca să își găsească un partener sau să petreacă cât mai mult timp cu acesta. Este adevărat, este posibil astăzi chiar să-și facă planuri, deși nu cu partenerul respectiv, în legătură cu dragostea sau cu probleme personale care au apărut în ultima problemă și vor încerca să schimbe înspre bine totul. Nativul iepure va face parte de bunăstare, mai ales dacă lucrează cu încă cineva și nu face totul de unul singur. Cu alte cuvinte, să învețe să spună tu faci tu faci aia, tu faci aia, aia el să coordoneze și să muncească și el, evident, dar să nu mai facă lucrurile de unul singur și va avea parte de succes. Nativul Dragon va încerca să-și facă planuri de viitor, însă mai mult aceste planuri reprezintă cum să rezolve anumite probleme care tot au apărut în ultima perioadă ca să le gestioneze ceva mai bine și să le rezolve încetul cu încetul. Nativul Șarpe va încerca să ajungă la o anumită concluzie în legătură cu viața sa personală și va face la fel planuri de viitor, dar mai ales pe partea de carieră. Schimbări care țin efectiv de zona de muncă, dar nu neglijează nici partea sentimentală. Nativul cal. Mare atenție în această zi, nu faceți absolut niciun fel de Investiții, nu luați decizii importante, stau acum o 5 este deasupra dumneavoastră și vă creează foarte multe probleme. Nativul oaie și mai mult mare atenție la prietenii dumneavoastră, deoarece aceștia s-ar putea să vă trădeze, să vă facă niște probleme și, din această cauză, să vă certați foarte rău cu aceștia. Încercați să evitați orice fel de conflict și a luați aminte cei la cei care vă creează probleme și încercați să-i țineți sub, sub... sub... supraveghere atentă. Nativul cocoș, mai atenție la probleme, de, la probleme cu banii, probleme financiare și încercați să nu aduceți în subiect astăzi, sunt nicio formă, datoriile, drepturile dumneavoastră atunci când vine vorba de bani și mai ales această noțiune financiară, banul. de ce? Vă, se vor risca probleme și certuri destul de mari cu persoanele cu care comunicați. Ultimul anunț din urmă, câinii și mistreții, mare atenție la sănătatea acestea acum doi vine deasupra dumneavoastră. Este adevărat, nu sunt reprezentative lucruri grave, mai mult oboseală, lipsă de energie și eventual ceva probleme la sistemul gastric. Cam atat pentru voi, dragilor, pentru această zi. Până data viitoare, cum promit, o să fiu mult mai odihnit. Vă urez o zi minunată, un weekend liniștit și să vă întâlnesc de fiecare dată mai buni decât a fost astăzi. La revedere!